Oamenii legi au aplicat amenzi usturătoare pentru șantierele care nu respectă regulile de colectare a deșeurilor. Cu toții ne dorim un oraș curat și sănătos. Din păcate, unii dezvoltatori imobiliari nu respectă regulile de colectare a deșeurilor din șantiere, punând în pericol atât mediul înconjurător, cât și sănătatea locuitorilor orașului nostru, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara. În ultimele săptămâni, poliția locală a aplicat amenzi serioase unor șantiere care au încălcat legea. Pe strada Augustin Coman, un dezvoltator imobiliar a fost sancționat cu 60 de mii de lei pentru nerespectarea colectării pe fracția deșeurilor din șantier. Aceeași societate a mai fost amendată cu 60.000 de, de lei pentru aceeași faptă pe data de 28 martie. Pe strada circunvalațiunii un dezvoltator imobiliar a fost sancționat cu 60.000 de, de lei pentru predarea fracției reciclabile din lucrări unui operator neautorizat. Societatea a mai fost amendată cu 60.000 de, de lei pentru nerespectarea colectării pe fracția deșeurilor din șantier pe data de 9 aprilie. Pe șantierul de pe Feceri Pensia a fost aplicată o sancțiune de 60.000 de, de lei pentru nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor dispuse cu privire la predarea deșeurilor unui operator neautorizat, conform prevederilor privind protecția mediului. Vom continua să verificăm șantierele și vom aplica sancțiuni severe celor care nu respectă regulile. Doar împreună putem face orașul nostru mai curat și mai sănătos, au mai precizat reprezentanții administrației locale.